Bine te-am găsit! Sunt Raluca Șahtăr și azi îți voi vorbi despre pâine și cereale. Fiecare îți va spune o istorie diferită atunci când vine vorba de pâine. Orică are amintiri frumoase de pe vremea copilăriei, din cuptorul bunicii și că n-ar putea trăi fără pâine. Orică pâinea i-a produs multe probleme de sănătate, alergii, kilograme în plus. Orică este un aliment ca oricare altul și nu merită atenție deosebită. Depinde pe cine întrebi. În continuare, voi prezenta o scurtă incursiune în lumea pâinii și voi oferi de asemenea o soluție reală și sănătoasă pentru consumul acesteia din punct de vedere al nutriționistului și al tradiției culinare străvechi. Pâinea comercială, pâinea cea de toate zilele. Ce putem spune despre ea? Probabil că ai fost un consumator al acestui tip de pâine comercială. Poate că încă mai ești. Realitatea nutrițională însă este că această pâine e un produs toxic și alterat. Conservanții chimici permit pâinii să fie transportată pe distanțe lungi și să rămână pe raft timp de mai multe zile, chiar săptămâni, fără să schimbe aspectul și fără a folosi refrigerare. Datorită indiscrețiilor cauzate de agricultura contemporană și procesarea grâului modern super hibridizat, multe persoane au devenit complet intolerante și chiar alergice la această cereală. Aceste indiscreții includ epuizarea solului prin folosirea îngrășămintelor chimice, a pesticidelor și a altor chimicale, măcinarea făinii la temperaturi ridicate, rafinare și preparare necorespunzătoare, cum ar fi extruziunea. Pesticidele folosite funcționează ca și xenoestrogeni, estrogeni străini care perturbă echilibrul hormonal și pot fi și un factor contribuitor la o serie de afecțiuni de sănătate. Cicocelul e un hormon sintetic și este în mod obișnuit aplicat grâului. Pe lângă toate acestea se adaugă iradierea pentru a controla insectele și manipularea genetică pentru a obține schimbările dorite, cum ar fi germinarea regulată și o abilitate crescută de a supraviețui vremii reci. Daunele provocate de căldură sunt de asemenea o problemă serioasă care rezultă în denaturarea proteinei din cereale. Nu e surprinzător de ce oamenii au consumat cereale corect preparate de-a lungul istoriei fără a experimenta efecte negative, dar în timpurile moderne, acestea au devenit chiar foarte problematice. La pâinea așa numită integrală, se utilizează de multe ori coloranți pentru a-i da acea falsă culoare maronie și ascunde un produs slab calitativ și procesat. Știai că pâinea integrală are un indice glicemic de 72, mai ridicat decât chiar sucroza, adică zahăr, al cărui indice este 59? De ce este acest lucru atât de important? Cu cât glucoza din sânge este mai ridicată după consumul unui aliment cu indice glicemic ridicat, cu atât nivelul de insulină este mai ridicat și mai multă grăsime se va depozita în organism. În plus, un nivel glicemic dezechilibrat va determina extenuare endocrină, în special a glandelor suprarenale și la apariția unor probleme de sănătate variate. Așadar, este mult mai sănătos să obții fibre din legume și fructe, dacă ăsta era scopul pe care doreai să-l atingi consumând pâine. Acidul fitic este o altă problemă reală la toate pâinile comerciale care folosesc drojdie. Acidul fitic scade absorpția mineralelor, cum sunt zincul, calciul și fierul. Acidul fitic se reduce în cereale doar prin germinare sau fermentare, așa cum se folosește în pâinile cu maia. Acesta este ingredientul magic despre care voi vorbi în continuare. Deci, ce putem spune despre prepararea tradițională sau pâinea cu maia? Folosirea drojdiei comerciale este o metodă rapidă de dospire, dar și inferioară din punct de vedere nutrițional. În urma fermentării acesteia va rezulta alcool, valoarea nutritivă a cerealelor folosite va scădea și pâinea va fi greu de digerat. În trecut, pâinea se cocea cu maia, un proces mai lent de fermentare, în urma căreia rezultă acid lactic și care necesită câteva zile de preparare. Dar numai 2 zile atunci când ai o maia începută și pregătită în frigider.
Acest proces activează enzima care neutralizează acidul fitic. Pâinea cu maia oferă o calitate superioară, asigură un panel nutrițional benefic, un gust deosebit și este mai bine tolerată de sistemul digestiv. Desigur, este de preferat să se folosească făină integrală, bio sau fără pesticide, măcinată la moară cu pietre. Acest tip de fermentare va predigera glutenul din cereale, astfel că unele persoane cu sensibilitate sau alergii la gluten ar putea consuma pâine cu secară făcută cu maia, de exemplu, unde efectele nocive ale glutenului sunt mai reduse, nu eliminate complet, dar mai reduse. O altă modalitate de a crește digestibilitatea pâinii și a cerealelor, a diminua inhibitorii enzimatici și acidul fitic, este înmuierea făinii în lapte bătut, chefir, iaurt, 2 linguri de zer sau suc de lămâie sau oțet de mere pentru 12-24 de ore. Încolțirea, înmuierea și dospirea autentică a aluatului predigeră cerealele, permițând nutrienților să fie asimilați și metabolizați mai ușor. Aceasta este o practică abordată de mii de ani în majoritatea culturilor tradiționale. De asemenea, se pot coace și alte varietăți de pâine, gen lipi, din cereale încolțite, fără făină sau din făină înmuiată și germinată. Sunt multe variante. În procesul de hibridizare, proteina de gluten din grâu trece printr-o schimbare. O schimbare structurală considerabilă. Astfel, speciile moderne, în comparație cu cele antice, prezintă o cantitate mai mare de gene pentru proteinele de gluten, care sunt asociate cu boala celiacă. Aceasta s-a dublat în ultimii 20 de ani și este de multe ori dificil de diagnosticat. Chiar și persoane care nu prezintă în mod direct o alergie sau reactivitate la gluten, dar suferă de inflamație neurologică, de boli autoimune sau boli de piele, dar și persoane cu disfuncții ale sistemului gastrointestinal de orice fel, vor suferi de pe urma consumului de gluten. Pentru acestea, experimentarea cu cereale antice fără gluten, cum sunt hrișca, amarantul, quinoa, meiul, orezul sălbatic, brun, roșu, negru, va oferi un plus de nutrienți și alternative sănătoase la pâinea obișnuită. Mai sunt însă persoane cu un grad mare de inflamație în corp și multiple și profunde dezechilibre digestive, care nu pot consuma nicio cereală până când nu se vindecă, deoarece acestea pot fi proinflamatorii, chiar și acelea fără gluten. Am încredere că aceste informații îți vor fi de folos și te vor ajuta să te asiguri că vei putea face alegeri mai bune în ce privește consumul pâinii și al cerealelor pentru o sănătate mai bună. Aștept comentariile tale pe pagina noastră de Facebook, Hello Sănătate, și pe canalul YouTube. Sănătate și pe curând!